Începem ultima zi a acestei ediții a Târgului Gaudeamus, aici în standul Humanitas, cu lansarea, în cadrul Târgului, bineînțeles, a unui mare roman rus. Mare roman rus, în tradiția marelui roman rus și, în același timp, unul dintre cele mai percutante romane ale acestui an din Rusia. Romanul deja a primit luna trecută premiul Cartea Anului în Rusia pentru 2019, iar autorul lui, Evgeni Vodolaskin, a primit marele premiu Solzhenitsyn pentru întreaga operă. Brisbane este, am putea spune, al treilea vârf dintr-o suită de romane care vorbesc toate despre timp, despre memorie, despre iubire, despre credință. Chiar pentru asta, Evgeni Vodolaskin, când a fost luna trecută la București pentru a-și lansa la librăria Humanitas de la Cișmigiu acest roman Brisbane, spunea că, de fapt, el consideră că Laur, Aviatorul și Brisbane, într-un fel, alcătuiesc o trilogie, deși sunt romane absolut independente. Brisbane este tradus, ca și celelalte romane ale lui Evgeni Vodolaskin, de doamna Adriana Liciu. I-am invitat astăzi să vă vorbească despre acest roman care, în opinia mea, este la înălțimea romanului Laur, considerat capodoperă a lui Evgeni Vodolaskin, pe scriitoarea Ioana Pârbulescu și pe jurnalistul Marian Voi. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul scriitoarei Ioana Pârbulescu.